Bună seara, bun găsit la Field of Markets, emisiunea în care vorbim despre evoluțiile din piețele financiare, evoluții destul de interesante în această săptămână, o săptămână care din punct de vedere al calendarului economic este sărăcăcioasă, să spun, este una dintre cele mai lipsite de evenimente în sensul de acele evenimente programate, date economice sau cifre din economiile majore. Evident că mâine este o zi importantă pentru că avem ședința de politică monetară a Băncii Centrale Europene, este practic ultima în mandatul lui Mario Draghi, am vorbit ieri despre Mario Draghi. Pe de altă parte, în lipsa acestor cifre și date economice, să nu credeți că nu sunt alte evenimente care influențează piețele. Iată, de exemplu, avem Brexit-ul care e la ordinea de zilei și voi vorbi despre acestea, să trec totuși în revistă cele puține evenimente din aceste zile. Chiar aș putea să le iau de luni încoace cele mai importante, mai ales că luni a fost o zi liniștită. Am avut alegeri pentru Parlamentul Canadian, unde se pare că premierul Trudeau, liberalii, partidul său, nu a obținut majoritatea, a obținut și conservatorii niște procente însemnate și atunci vor fi nevoiți probabil să formeze un guvern minoritar, parcă și în altă țară, pe meleaguri, aici va fi aceeași situație, să vedem. Ieri, de exemplu, în Japonia a fost încoronarea împăratului, ați văzut, foarte interesant. Tot despre Canada e vorba zilele acestea. De ce? Pentru că am avut vânzările cu amănuntul, o scădere de 0,1% față de așteptări de plus 0,4% și luna trecută plus 0,6%, o revizuire de la 0,4% creștere. Deci iată o scădere destul de însemnată. Corul, miezul, dacă excludem automobilele, sunt, scăderea este și mai mare, 0,2% față de luna trecută. Iar mă uitam peste sondajul Băncii Centrale Canadiene, Bank of Canada, a perspectivei de afaceri, ei fac din când în când acest sondaj, se arată o ușoară îmbunătățire a sentimentului de afaceri în general. Am văzut totuși că sunt unele griji, așteptările companiilor în ceea ce privește creșterea economică, în special în Statele Unite, e foarte legată economia Canadei de cea a Statelor Unite, s-a diminuat oarecum, evident, impactul cel mai mare este acela al tensiunilor comerciale între Statele Unite și China. Și aici am văzut, vorbindu-se de o oarecare recesiune tehnică în Statele Unite în următoarele 12 luni, părerea mea e că e foarte greu să faci prognoze pentru ce va fi peste 12 luni în contextul economic actual și la cum se mișcă lumea și economiile și cum apar, iată, influențe. Cred că un trimestru e deja termen lung în acest moment. Banca Canadei nu cred că va reduce ratele, piața ia în calcul, m-am uitat de curiozitate, 14% șanse să reducă înainte de sfârșitul acestui an. Ei n-au mai redus de foarte mult timp și nu au motive. Până la finalul anului viitor, deocamdată, șansele pe care le vede piața sunt de 50%, deci mici. Deci asta, nu avem date importante, în schimb avem, iată, serialul Brexit, ca să spunem așa, și-a consumat noi episoade aseară, nu? Parlamentarii au avut două voturi cheie. În primul rând au votat și-au aprobat cu 329 de voturi la 299 acea legislație privind acordul Brexit negociat de către primul ministru Boris Johnson cu partenerii din Uniunea Europeană. Dacă ne gândim la celelalte voturi din Parlamentul Britanic, e o mare victorie. Ar trebui să felicite Boris Johnson la ce linie de clasament are, ca să facem legătura cu Liga Campionilor la fotbal. Nu are numai înfrângeri, are golaveraj negativ. Iată că reușește să înscrie și el un gol. Cu toate astea, totuși, oful lui cel mare, să spunem așa, să scoată Marea Britanie din Uniunea Europeană pe 31 octombrie, pare dificil de atins, căci a fost următorul vot, dacă n-ar fi fost suficiente cele dinainte, 322 de voturi contra pentru la 308, că a fost respins calendarul accelerat pe care guvernul lui Boris Johnson îl dorea pentru adoptarea legislației în privința Brexit-ului. Astfel că sunt șanse mici ca Marea Britanie să iasă, deși teoretic ar mai fi posibilități. Parlamentarii au spus că e greu să dezbată un text de 110 pagini până
mâine seară, deci în două zile ar fi fost mult pentru ei, sunt și ei oameni, nu? Și atunci Boris Johnson a suspendat practic acest proces de ratificare a acordului de retragere din, în urma respingerii și amenință pe undeva că dorește alegeri anticipate. Se pare că asta e una din variante. Dacă nu vom avea o... În cazul în care Uniunea Europeană, evident, va acorda conform solicitării, țineți minte că a trimis două scrisori, o perioadă de prelungire probabil de 3 luni, cum s-a recomandat de la Bruxelles, să vedem și Bruxelles-ul trebuie să decidă. Până la urmă, variantele sunt să prelungească 3 luni, să se prelungească mai puțin, o, eventual o extensie tehnică, să avem cumva alegeri anticipate în Marea Britanie sau să avem un nou referendum. Cam astea ar fi variantele, plus, evident, o ieșire fără acord. Asta are șanse de reușită cele mai mici. Se pare că Boris Johnson s-ar fi întâlnit astăzi cu liderul opoziției, liderul laburist Jeremy Corbyn, care nu cred, n-am văzut, să n-am citit să fie ajuns la o înțelegere. Practic ar fi putut să discute Corbyn un nou calendar, un calendar diferit pentru proiectul de lege Brexit, în fine. Primul ministru probabil vrea să știe ce mai fac laburiștii dacă se votează această extindere. Va fi interesant. Iată, deci avem noi episoade planificate. Un alt factor care influențează cel puțin piețele americane, dar după cum știți ce se întâmplă în America, se transferă ușor și în Europa și în Asia, deci acolo se dă ora exactă, sunt acele raportări trimestriale de care am tot vorbit. Spuneam că până săptămâna trecută 80% dintre cele 73 de companii componente ale indicelui Standard & Poor's 500 care raportaseră deja au avut rezultate mai bune decât așteptările. Spuneam eu de acea forțare probabil în jos a așteptărilor. Nu mai reamintesc, spun doar ce am avut ieri. Lockheed Martin, compania în domeniul armamentului, mi se pare interesant pentru că și-a bătut atât veniturile cu 15,17 miliarde față de 14,87, iar câștigul pe acțiune e destul de mare, 5,44 de dolari, comparativ cu așteptări de doar 5,02 dolari. McDonald's, în schimb, a avut un rezultat negativ și vom analiza graficul. A pierdut atât câștig cât și la venituri. Procter & Gamble a câștigat, a depășit așteptările, United Technologies la fel și Travelers, asiguratorul american, cu rezultat negativ la câștiguri, o diferență enormă, nu știu, se aștepta un câștig de 1,43 dolari pe acțiune, se așteptau 2,35 dolari pe acțiune și au venit 1,43, adică mi se pare o diferență enormă. Vom vedea ce s-a întâmplat cu Travelers, ursul zilei, o să analizăm graficul astăzi. Boeing raportează mixt, parcă văzusem când a deschis, se pare că perspectivele sunt bune, Boeing a scăzut, a avut acele scandaluri, Caterpillar a raportat rezultat negativ, atât la venituri cât și la câștiguri, pe acțiune sunt venituri, față de 12,76 miliarde față de 13,43, așteptăm Ford Motor după închidere, Microsoft e important, Tesla, eBay, mâine avem Amazon, deci o săptămână full, o săptămână importantă, raportează acei giganți financiari pentru cele mai mari companii în privința capitalizării. Înainte de grafice, să vorbim puțin despre piețe. Pe piața valutară, evoluții destul de liniștite. Luni, de exemplu, cu apetitul acela la risc, cum s-a deschis săptămâna, au crescut dolarul neozeelandez, cel canadian și cel australian. Au scăzut euro și yenul japonez, dar și lira sterlină, care după, în contextul acestor evoluții din Parlamentul Britanic, după creșterile puternice din ultimele zile, când vă reamintesc că am atins lira dolar 1,30, venim de la 1,20, respectiv 1,23, foarte... 1,23 a fost acum o săptămână și un pic, deci s-a depreciat lira pe undeva și tehnic corectează atâta timp cât se menține deasupra lui 1,27 lira dolar. Eu spun că sunt șanse pentru revenire la 1,30 și chiar 1,33, 1,35, poate în cazul unui acord sau... Să vedem ce noutăți mai avem.
Oricum, a pierdut mai mult de 100 de puncte, dar nu mi se pare îngrijorător deloc. În ceea ce privește moneda națională, iată, pe nesimțite, așa, parcă pe neobservate, leul s-a depreciat zilele acestea. A trecut euro-ron de 4,76, 4,7601 aveam ieri, tot pe acolo suntem și azi. O să ne uităm pe grafic să vedem că ce acolo s-a confirmat ceea ce anticipam acum vreo lună și ceva, o să vedem la grafic. Despre burse, să spunem că în Asia a fost o săptămână pozitivă până acum, piața închisă, eu reamintesc, s-a încoronat împăratul, în schimb în Hong Kong și China am asistat la scădere astăzi, scăderi parcă destul de mari, care mai ales în Hong Kong, 0,82%, care pe undeva anulează creșterile din primele zile ale săptămânii. În Europa, dacă luni am avut creșteri, și nu au fost mari, dar am avut creșteri, practic faptul că acel hard Brexit, șansele lui s-au diminuat mult, mai ales după ce Boris Johnson a trimis scrisoarea aceea către Uniunea Europeană solicitând o întârziere a ieșirii Marii Britanii, mă rog, a trimis două, una semnată, una, să spunem așa, nesemnată sau anonimă, să-i spunem, deși e exagerat. Iată că ieri am avut în general creșteri, dar variațiile cotațiilor au fost mici și piața e ușor nehotărâtă. FTSE 100, indicele londonez, a crescut ieri însă cu 0,68%. Asta și pe fondul scăderii deprecierii lirei sterline, dar ce am remarcat, saltul companiei, acțiunilor companiei britanice Just Eat, da? Doar mâncăm, da? 25%. Este platformă online de livrare a alimentelor, a produselor alimentare. Ei au respins a treia ofertă pe care a făcut-o Prosus, care este divizia internațională a activelor diviziei de internet desprinsă din gigantul grup sud-african Naspers. 4,5 pe acolo, miliarde de lire, pe acolo e oferta, aceasta a treia ofertă. Și care a fost argumentul pentru care au respins-o? Subevaluează potențialul semnificativ pe termen lung și valoarea strategică a companiei, asta a spus Just Eat, care însă are o susținere și are un acord practic pentru o fuziune, a planificat o fuziune cu alt, chiar liderul livrărilor online de pe continent de data asta, din Olanda, compania Takeaway.com. Deci, iată ce se întâmplă la nivelul ăsta și vom analiza și graficul unuia din taurii zilei, nu? Just Eat este taur și el. În Statele Unite am avut, săptămâna s-a deschis pozitiv, pentru că consilierul Casei Albe, Lawrence Kudlow, consilierul comercial, a declarat că tarifele programate pentru decembrie ar putea fi retrase dacă discuțiile, negocierile dintre părți merg în aceeași direcție și cu aceeași pași. Să spunem, se fac pași în direcția potrivită, dar... Și Beijing a tot subliniat că țara colaborează cu Statele Unite, e nevoie să stopeze războiul comercial, nu atât numai pentru cele două țări, și economic, cât și pentru economia globală. Să spunem așa, vorbă multă, dar până la fapte mai e. V-am explicat care e contextul și nu repet acum. Au scăzut Alcoa, Boeing, au crescut Morgan Stanley după rezultate bune și vreau să vă spun că compania japoneză de media și telecomunicații SoftBank va prelua controlul asupra companiei americane WeWork, care oferă spații de lucru comune pentru startup-uri tehnologii și servicii pentru alte companii. WeWork, care a renunțat la un IPO, deci la o ofertă publică inițială, doar acum câteva săptămâni, asta pentru că era un sentiment nefavorabil în piață, erau înainte de aceste negocieri, condiții improprii din piață, au spus ei. Iar ieri pe Wall Street a fost o sesiune negativă. Standard & Poor's a scăzut sub 3000 de puncte, nu ar fi mare lucru, dar trebuie punctat. Nasdaq a pierdut cel mai mult. Travelers, am spus, a scăzut cu 8%. După acele rezultate, da? Câștig pe acțiune mult mai mic decât așteptările. McDonald's a scăzut cu 5%, da? Urșii zilei, venituri mai mici, am spus, au crescut Lyft cu 6,56%, căci cofondatorii săi ce au spus? Au declarat într-un
interviu în Wall Street Journal că se așteaptă ca să ajungă la rentabilitate cu un an de zile mai devreme. Și asta evident că dă bine pentru investitor. Procter & Gamble și-a revizuit pozitiv perspectiva privind veniturile. V-am spus, contează rezultatele, dar mai mult perspectivele. Ce ne așteaptă în trimestrul 4, poate la anul. Asta se tranzacționează pe bursă și asta caută investitorii. Am spus, avem o săptămână importantă în privința raportărilor și înainte să trec la grafice, să spunem că cotațiile principale au mărfuri tranzacționate, cotațiile futures, dar rămân în continuare în jurul acelorași niveluri la care sunt de câteva zile, consolidează prețurile când va fi ceva interesant. Evident, vom analiza. Probabil vor veni cu cât această consolidare este mai de o amplitudine mai mică și de o durată mai mare, cu siguranță va urma o mișcare mai puternică. Asta trebuie să ținem cont și vom urmări. Mâine am văzut scade Bitcoin-ul și mâine vom vorbi despre piața cripto. Voi discuta cu invitatul meu despre ce înseamnă blockchain, despre criptomonede, despre absolut tot ce trebuie să știți despre această piață. Bun, mergem la grafice pentru că avem grafice foarte, foarte interesante. Și începem, cum spuneam, cu euroleu și începem cu un grafic pe care îl prezentam acum mai bine de o lună. Deci acum mai bine de o lună aveam acest grafic, iată, undeva în septembrie și spuneam eu că sunt șanse, dacă mai țineți minte, sunt șanse să vedem o apreciere. Deși e greu să te bazezi doar pe analiza grafică pe euroleu, dar spuneam eu că dacă se trece de această zonă 4,73-50-4,74, sunt șanse, iată, să geata, pentru că se va trece și de o medie mobilă aici, important. Și cum arată graficul ăsta? Să vedem. Iată. Imediat vedem cum arată graficul, am depășit. Iată. Deci aici eram. Ce s-a întâmplat? Prețul a crescut. A fost confirmat, iată, am fost confirmat de analiza tehnică, s-a dus până pe 4,76-30-40. Suntem la 4,76, iată, o creștere foarte frumoasă, confirmată. Să nu mai spunem că nu se poate face analiză tehnică pe euro-ron. Dacă trece de 4,76-50, sunt șanse la 4,78. Nu m-aș mira deloc să văd anul acesta undeva spre finalul anului 4,78, poate mai devreme, poate mai târziu, poate mai mult chiar. Dacă ne uităm pe H4, voiam să arăt și pe H4, iată această creștere într-un canal perfect, într-un canal extraordinar, cu o linie de suport care este susținută de media mobilă de 100 de perioade. Deci ceva foarte frumos, se poate tranzacționa, se poate specula aici. Evident că și Banca Națională o face. Just It, da? Am spus, a crescut 25%. Ceva extraordinar. Iată, priviți această linie, care vine de undeva din 2014, o linie de suport. De câte ori a ajuns prețul aici? O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci? Cotația a crescut. Ieri ne aflam chiar aici. Era și un suport la 595, dar această linie a dat practic tot. Evident că știrea a determinat o creștere de 25%. Dar ce să vezi, creșterea pleacă exact din această linie. O anaibii potrivire s-a dus până aici, sunt șanse să asistăm, să ajungem iar spre 800. Evident că dacă va depăși această linie descendentă, se poate duce către 890. 900 aici este maximul istoric. Să nu uităm că o scădere poate determina ordine de vânzare, dar până la scădere mai e ordine de vânzare sub 600 aici, deci mai sunt 100 și ceva de lire, dar este o zonă foarte importantă, 480-510 aici, asta este zona cea mai importantă. Chiar dacă se iese din acest canal, m-aș uita mult mai mult la acea zonă. Avem Travelers, da, cu o scădere mare, ursul zilei. N-am pus niveluri, n-am pus decât un canal ascendent. Se vede canalul pleacă de după criză din 2009 și este un canal din care prețul nu a ieșit decât o ciupeală aici, a revenit iarăși, repede după o săptămână și aici, străpungeri false. Evident că avem o linie intermediară, fiind un canal wiki, e destul de amplu și se poate tranzacționa, iată, și în funcție de această linie, care nu este paralelă cu celelalte, dar media mobilă de 200 de perioade, o vedeți, este asigur un suport beton aici. Deci nu mai e nevoie de niveluri pentru că este foarte clar că o ieșire
confirmată, o străpungere confirmată poate determina scăderi, pe când acum este o zonă foarte bună de a iniția ordine de bai cu un risc foarte mic, evident. Acum să vedem la cum arată graficul, acestea ar fi cele mai rentabile, dar rezultatele, vedem, fundamentalul nu prea ne îndeamnă la lucrul ăsta. Avem McDonald's și McDonald's la fel. Am un grafic din iunie și iată ce spuneam în iunie. Avem creștere, am pus o săgeată aici, $206 pe acțiune, maxim istoric. Eram la 201, sunt șanse de creștere atâta timp cât ne menținem peste 190. Arătați-mi aici momentele când a străpuns nivelurile de rezistență și acest pattern s-a repetat. Și să vedem ce se întâmplă astăzi. Am graficul daily, nu l-am mai păstrat weekly, 200 era aici, 222, da? Deci a crescut conform anticipărilor. Foarte bine, de aici a urmat o scădere și această scădere se încadrează perfect într-un canal paralel, foarte, foarte bine conturat. Ne aflăm la un nivel de suport 200, care este și psihologic, care este și suport dat de linia de suport care vine din septembrie anul trecut și care este suport și dat de media de 200. Deci un quadruplu suport, un suport beton, șanse foarte mari dacă prețul nu trece dedesubt sau va fi o mică străpungere falsă să asistăm la o creștere, dar tendința generală, atenție, de scădere pe termen mediu-lung, n-aș vedea creștere decât dacă depășim $206 pe acțiune. Până atunci poate să fie o creștere și iarăși o scădere. Evident că o străpungere confirmată va declanșa mai mult ca sigur ordine de sell. Și chiar dacă ieșim din acest trend, tot atent aș fi la aceste niveluri, la cel de 190 și la cel de 178, nu înseamnă că vom avea, poate să scăderea să se păstreze în acest canal, zic eu. Deci acestea au fost graficele pentru astăzi. Să vorbim puțin și despre bursa de la București. Bursa de la București care a fost verde ieri, a fost verde alaltă ieri, astăzi este indecisă. Volumele tot pe acolo, să nu vă așteptați la volume mari, dar suntem la volume decente față de cele minuscule dinainte. De dacă 5, 6, 7 milioane de euro înseamnă volume decente, asta e, trebuie să ne obișnuim. Deocamdată nu e pericol să retrogradăm, ați auzit. 5,28 milioane luni, 2/3 din rulaje efectuate cu acțiunile RomGaz și BRD. De multe ori, rulajele de la București sunt făcute în 30, 40, 50, 60% de una sau două titluri. Asta este, n-avem ce face. Ieri, Betfiu a fost excepția de la regulă, în sensul că n-a închis pe verde, dar scăderea de 0,16% este ca și cum ar fi foarte aproape de cotația din urmă cu 24 de ori. Deci a scăzut indicele sectorial financiar pentru că a scăzut acțiunea fondul proprietatea 1,26%. Face răscumpărări regulat. Am citit că și săptămâna trecută a răscumpărat 4,6 milioane de acțiuni, a plătit vreo 5,5 milioane de lei, iar profitul raportat la 9 luni este de 1,93 miliarde de lei. De ce? Pentru că au fost dividende record, da? 655 milioane, cu 33%, deci cu o treime mai mari aceste dividende ca în urmă cu un an. Ori dacă ai asemenea dividende cu 33% rata de creștere de la an la an, nu-ți mai trebuie nimic altceva. A și vândut participația pe care o avea la BRD Group Societe General 2,4%, a luat și de acolo 200 de milioane, deci iată bani buni pentru fondul proprietatea și pentru acționari. Ieri au fost volume 679 milioane, ușor peste media și a fost și un transfer deal cu acțiuni Sinteza Oradea. V-am spus, nu prea lipsesc transferurile, tranzacțiile deal de la București. Și cele mai mari rulaje se fac cu aceleași acțiuni absolut de fiecare dată. Da? Deci Banca Transilvania, RomGaz, BRD, avem fondul proprietatea, OMV Petrom, câteodată Digi sau alta, Transgaz să zicem. Deci cam astea sunt rulajele la București. În încheiere, să repetăm taurul și ursul zilei. Avem mai mulți tauri și mai mulți urși pentru că avem, în funcție de raportările de ieri, vom vedea ce raportări avem. Just Eat, da?
compania britanică online de delivery, da? 25% este TAO cel mai mare, urmat de Lyft și Procter & Gamble cu creșteri de 6,60 respectiv 2,60%. Urși Travelers am văzut scădere de 8%, McDonald's scădere de 5%. Ne revedem mâine la aceeași oră. Până atunci vă urez ca de obicei o seară cât mai plăcută. La revedere!